depinde de voi acum. Voi faceți reglajele acolo? Că eu mi se pare că totul e automatizat. Voi mai faceți ceva în cabina aia? Practic. Nu, serios, că uneori mi se pare că ești jucat sceptic până la destinație. Doamne ferește, nu, avem treabă. Deci lumea băi, și de ce te întreb? Că am prieteni care nu zboară. Deci nu se suie în avion. De ce? Pentru că sunt morți de frică. Păi ai scoatem din ecuația discuției noastre. Okay, da. Dar am prieteni care zboară doar cu niște medicamente. Să stea ei așa cu o băluță atârnată și să se relaxeze. Sigur pe toți prietenii. Super crispați. Deci hai să le povestim din cabină. În primul rând, un avion din zilele noastre, după standarde civilizate moderne, se poate prăbuși? Niciodată. Cum așa? Ia explică-mi. Nu, avionul e făcut să zboare. Da, mă, deci bine, asta e un avion, mașina e făcută să ruleze. Asta e un avion de două locuri. Da, uite, am zis că mergem la zbor. Așa. Te iau la zbor. Da. Uite, și facem o simulare de pană de motor, să vezi ce se întâmplă. Nu. Să vezi. Nu, să nu oprim deci motorul. Deci eu am furat F-16, dar nu aș vrea să zbor. Păi cu F-16 nu faci simulare de pană de motor, mai frem, că F-16 e un... Am avut un picaj. E un motor cu aripi. Nu vrei, bun. Deci și... E, orice avion din lumea asta zboară. Că e planor la bază, da? Da, mă, da. Deci nu există scade din cer așa avionul. Uh-huh. Avioanele mari, din pe care le ai tu în poze, au atât de multe sisteme redundante, dublate, triplate, că nu se întâmplă nimic niciodată. Da, mă, dar când sunt turbulențele alea, când ai picajele alea, goluri de aer, când vezi filmările alea cu stoardesele care s-au dus zătavan, care... Golurile de aer sunt din aceeași familie cu liniile albe de pe cer și cu pământul plat. A, da? Da. Nu există? Nu există goluri de aer. E un mit? Este o formulare nefericită lingvistică. Cum se diferențe de presiune. Așa, alea. Da. Bă, da, tot. Ce se întâmplă? Nimic. Mai faceți și la mișto uneori? Niciodată. Nu? Nu. Ai, mă. Nu. Să vă distrați? Nu? Nu. Bine, nici nu poți să zici, chiar dacă ar fi. Nu, chiar. Ți-aș spune și după aia, dar nu, chiar nu face. Nu. Spun și de ce, n-ai cum să faci, pentru că după un nivel anume, peste nivel 290, 29.000 de picioare în sus, este obligatoriu să zbor cu pilot automat. Deci, da, uite, deasupra munților, unde sunt bucurențele. Hai mă, că e simplu, da. Uite, așa. Bun, asta e muntele, da, uite. Da. Noi... Nu se vede, mai saltă deci, un pic. Mai hai să zbor, asta e muntele. Bun, asta e muntele, da? Da. E, suflă vântul deasupra muntelui, da. Aici la mine la Brașov, da? Așa. Că știm toți cum sunt Carpații. Da. Și suflă vântul dinspre sud, da? Da. Către Brașov. Vântul nu poate să sufle prin munte și atunci el se urcă pe munte și coboară. El împinge aerul, straturile de aer superioare, le tot împinge în sus. Da. Da. Și tu zbori tu cu avionul ăla și te ieși pe deasupra muntelui și faci așa. Și Atâta tot. Dar se numește turbulență aerografică. Am și o frica mea. Am și o panica mea la aterizare. Da. Dacă n-am auzit toți specialiștii că la aterizare sunt curenții, că poate să trântească, că nu? Ce curent sunt? Tu știi, deși noi avem toate informațiile de care avem nevoie hăt dinainte să aterizăm. Cu jumătate de oră înainte, cum noi e vremea, tot, ce, cum tot. E vremea, cum e vântul, ce precipitație. Deci voi știți exact? Absolut. Dar de ce nu ziceți și voi, mă? Bă, poate mai sunt niște... Eu așa aș trata-o. Oamenii care sunt anxioși în spate, așa. Stați liniștiți, condițiile sunt excelente, nu bate vântul, nu aplaudați, aterizăm. Eu de ce aplaud? Nu știu, adică de ce nu ne dați feedback-ul ăsta? Că eu mai eu mereu spun. Deci așa sunt un incremeniți în scaun. Înainte de aterizare, eu spun, uite, am luat cel mai nou raport meteo, vremea este bună. Faci de-astea? Da, un vânt slab, câțiva nori de vară și 23 de grade Celsius. Aterizăm în 32 de minute, dacă vreți să fixați ceasul ora României, este cât e acum. Mm-hmm. Mulțumim, vă pup, sper să ne revedem. End of story. Lumea e fericită, liniștită. Și mai sunt aia de... Da, m-am văzut ăla. Ce a zis? Ce a zis? Murim de prăbușim, aterizând. Nu, niciun pilon nu vorbește așa, doar că nu știu, uite, eu am experiența asta cu sunet, cu muzică, nu știu cine reglează microfoanele alea ale noastre, de se aud atât distorsionat. Într-unele avioane se aud super distorsionat. Da. Deși, când te gândi că cineva își bagă microfonul în gură, tu vorbești absolut normal, cum vorbim noi doi acum și... End result este ceva super distorsionat. Eu și am mai avut tot asta, că când am mai zburat și eu în ecuație mai mare și erau 2-3 care erau pe panică. Pe panică tot drumul. Da. Și am zis, bă, nene, știți cât să vă panicați? Când eu, luați-vă reper stewardesa. Dacă o vedeți pe ea panicată, înseamnă că e nasol. Da. Deci gata, panicați-vă și voi. Nu. Dar dacă o vedeți pe ea că e relaxată, relaxați-vă mă și voi. Eu recomand din suflet oamenilor să zboare. Uite, eu sunt din Brașov, da? Merg acasă la Brașov. Da. Doar cu trenul pot să fac sub 3 ore. Deci eu de ani de zile nu mai merg cu mașina la Brașov pentru că este imposibil să mergi. Asta îmi pare rău. Nu se mai poate. Merg cu trenul, fac 2 ore jumate, tot în regulă. Dar la aceeași distanță de București, la 3 ore, către vest e Barcelona. Mm-hmm. Bă, câteodată e mai frumos la Barcelona decât la Brașov, ce să zici? Da. Știi? Da. Adică, asta e foarte trist. Că... Să-ți mai spun, uite... Treviso, Veneția, o oră 40 de minute, Roma, dar tu zbori și în afara serviciului, adică tu ești obsedat să zbori non-stop, nu? Deci tu când ai o fereastră, tu te duci tot... Obsedat poate e prea mult. Ieri am fost la zbor cu un avion din ăsta mic, da. Ai fost unde? Aici, lângă București, am vrut să văd un avion. Deci tu și în timpul liber zbori. Da, foarte mult îmi place.
Bun, să rămânem un pic la discuția de avioane. De, mi-ai zis, cu turbulențele nu există. Nicio problemă, că, da. Așa, nu. Enjoy life. Pericole ceva? Absolut nimic. Deci, sincer să fiu, odată ce s-a închis ușa avionului și toată lumea e la bord și avem toate bagajele și toți pasagerii și toată lumea s-a așezat, pentru noi vine liniștea pe pământ. Gata. Așa. Am mai spus treaba asta. Știi care e cea mai periculoasă fază a zborului? Ghici. Îmbarcare? Nu știu, frate, drumul la aeroport. Da, pe cuvântul. Eu la aeroport merg tot cu trenul. Las mașina la gara de nord. Serios, da? Da, e impecabil. Uh-huh. Pentru că DN1 de la București către aeroport, de fapt, e un tunel. Dacă se întâmplă, Doamne ferește, un accident acolo... Pierzi avionul. Nu ai ce să faci. Nu există rute ocolitoare, să te duci, stai și te uiți așa, cum trece vremea pe lângă. Da, și tu trebuie să fii acolo, n-ai, că nu pleacă avionul. Da. Chiar, zi-ne ceva, nu știu, amuzant, dintr-o deplasare, de la bord, de la aterizare, de că sunt convins că se întâmplă tot felul de faze, ca în alte profesii. Eu zbor cu avioane de-astea mici, eu nu știu, germană deloc, știi? Și am un prieten foarte bun care locuiește la Viena și el pasionat de aviație, are un mic business în aviație, în fine, am început să zburăm, am zburat cu el mult timp. Noi nu suntem încă în Schengen, așa cum știm cu toții. Și când zbori în afară cu avioane de astea mici, uite, să spunem că plecăm noi doi și vrem să mergem la Viena, da? Da. Și plecăm de pe un aerodrom, de la Gimbav. Da. Unde e un aerodrom cu iarbă, ne urcăm în avion. Nu avem poliție de frontieră acolo. Prin urmare, noi trebuie să aterizăm pe un aeroport internațional din România, să spunem Arad. Da. Aterizăm acolo. Bună ziua, bună ziua. Domnul Cristache și domnul Struzu, da, ce faceți? Merge, uite pașapoartele. Bine, cred că ne trecem într-un, nu știu, ne verific. Asta facem o vamă. Facem vamă, înainte să ieșim din țară. După care intrăm în spațiul Schengen cu avionul, nicio problemă cu avionul din ăla mic. Și prima aterizare trebuie să faci tot într-un aerodrom, aeroport care are control vamal. Uh-huh. La noi nu vine poliția de frontieră la Gimbar. Că nu vine nici n-ai, că bună ziua, am și eu cineva care pleacă la Viena, vă rog să faceți control de pașaport. Poți să pleci cu droguri, poți să pleci cu arme, cu ce vrei tu? Nu știu, n-am fost niciodată curios. Nu, în sens ipotetic. Te verifică, habar n-am, nu știu, habar. Păi dacă nu vine niciodată curios. Faza este că prietenul ăsta al meu de la Viena, pe un aerodrom mic din Viena, adică stânga, stânga, spate, spate, a sunat și a zis, am și un prieten care vine în România, putem schimba în poliția frontieră? A, sigur că da, nicio problemă. I-am dat datele, matricularea avionului, numele, și el zice, Mihai Șturțu? Și ăsta zice, da. And he's a pilot? Ce da. Și pufnește pe aerosul pe amândoi. Și ăsta am povestea, ce bă, se uitau ea la numele tău, râdeau de zici că e gâdila. Și zic, ce mai? Am aflat noi după aia că în germană sau în austriacă, nu știu, Sturzen înseamnă a se prăbuși. Nu cred. Nu cred. Și aia făceau, și ăsta e pilotul? Da. Ce să zic? Da. Îl așteptăm cu drag. Foarte tare. Doamne ajută, da, Îi ține mână, da. Doamne ajută, să vină, să vină domnul Șturță, știi? Doamne. Deci Mihai Prăbușitu, zic numele meu, fabulor, în germană, da? Fabulor. S-au zis, da, e foarte tare, m-a așteptat poliția de frontieră la Austria. Bine ai venit, totul în regulă, acum a fost aterizarea perfectă, bravo. Auzi, ai avut vreodată parte de reacția aia? Păi... tu nu cântai la haiku. Da, 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 da. Și tu ne pilotezi acum. Da, și... se întâmplă destul. Hai că vin oamenii să le semnezi. Uite o chestie pe care nu știam. Nu, dar nu s-au speriat unii? Niciodată? Bă, nu știu, nu mi-a spus cineva că s-ar fi speriat. Adică, bă, nene, zburăm cu tipul de la haiku. O bună... Nu, succes, da. N-am feedback-ul ăsta, nu l-am avut. Nu? Nu în sensul că nu ai fi, dar gen, când am învățat, când s-a așa? Da, 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 și ce a fost hobby? Muzica sau asta, știi? Toate au fost hobby-uri. Da, uite, că ți-au aflat răspunsul acum. Da, da, așa, exact. Te-am întrebat din ceva. Da, și asta a fost, mi s-a părut foarte amuzant, a fost povestea serii, că a venit cu toți prietenii lui german, știi, că a venit domnul Șturțăn la Viena, știi? Domnul Prăbușit. Da, foarte amuzant a fost. Da, chiar. Bine că... Spuneai că vin și te... Haikyuu, nu știu ce... Da, se mai bucură oamenii, așa, am fost o poveste foarte amuzantă. Eu am foarte multe colegi foarte tineri, adică 20-21 de ani, care n-au prins perioada de glorie a trupei noastre. Adică noi mergem acolo la briefing, bună ziua, bună ziua, o să zburăm împreună astăzi. Uite, am dat noi o poză, asta e chiar din, din Cretacic. Stai, așa se vadă și Florin. A, așa. Așa. Mamă. Da. Mamă, uite-o pe Dana. Da, uite-și pe Florin, care e mare influencer, nu? Face ceva cu influencerul ăla, are ceva, un hub din ăsta, un site, un ceva foarte bine. Florin, îmi place de el, planul lui. Și mai sunteți legătura toți trei? Da, cum să. Hai că vorbim și de asta. Da. Și am făcut PA, passenger announcement ăla, că am decolat, o să aterizăm stânga, lacul Balaton, dreapta, Alpii, unde zburam noi, whatever, aterizăm, tot în regulă. Și vine colega noastră de 20 de ani în cockpit. Mihai,
cred că sunt niște prieteni foarte buni ai tăi sau rude, cred ceva, ți-au recunoscut vocea și vor neapărat să faceți poze, să vină, nu știu ce, să nu știu... Noi, la noi, la companie, nu poți să intri în cockpit decât dacă suntem la sol cu motoarele oprite. Așa. Am existat cineva să vină în cockpit în timpul zborului. Și zice, îi primești, nu știu ce? Și eu zic, da, sigur. Asta, comandantul care zboram, român și el. Știți, uite, iese fata asta, ce, frățică, ai scăpat, nu te mai recunosc că suntem aici. Nu știu, așa e. Da, s-a scăpat. Am o pierdere sau nu știu. Nu mai a scăpat, e ok. Da.